cine a zis că nu mai există cavaleri? E bine, nu l-a cunoscut pe domnul ăsta. Degeaba îi duci soției azi un buchet de flori și mâine îi dai cutia aia în cap. E o prostie. Da. Nu, poți să o inviți acasă frumos, o scoți în oraș, la o cină romantică, cu fasole caldă, cu mămăliguțe, cu lumânări, cu șampanii, caz de incendiu, sau poți să o cazezi mai frumos, unde sunt apartamente confort, unul cu ușa în tavan. Adică sicriuri decapotabile. Băi, nu înțeleg, n-am înțeles nimic. Aur. Deci premisa a fost una atât de bună. A plecat de la, băi, nu e frumos, gen, astăzi să iei flori și în restul zilelor să te comporți urât cu ea. Și era gen, bravo mă, uite, hai, preach us. Făcut dreapta pe arătură. Și după aia am înțeles și asta, să o scoți, să o inviți acasă la o fasole. Sună bine, fasole e romantic. Fasole caldă. Deci este date-ul perfect. Am căutat pe Google șantaban, dar nu există. Ușantavan, măi. Ionuț, se referă la o groapă. Wow, deci se le... deci el chiar se oferă. Păi eu asta ți-am zis, că s-a dus în direcția asta morbidă. Nu, eu am crezut că e șantaban, că e ceva... Wow. Ce e la? Am căutat pe Google șantaban. Felicitări.